Hipodromul din sudul țării a devenit astăzi un punct de atracție în regiune. Peste 20 de cai de rase au participat la una dintre cele mai așteptate competiții de hipism, concursul Cumurat. Evenimentul este dedicat împlinirii celor 233 de ani de la înființarea orașului Comrat. Participanții spun că au așteptat cu nerăbdare evenimentul și recunosc că au investit mult timp pentru a se pregăti de competiții. Am venit din Taraclia. Participăm pentru prima dată. Până în prezent am fost amatori ai acestui sport, dar acum am decis să participăm la concurs. Am obținut locul 4, consider că este un rezultat bun. Am obținut locul 3, a început să se antreneze de curând. Are doar 2 ani și jumătate. Eu l-am primit cadou. Am început să fiu pasionat de acest sport și suntem deja pe pistă de 2 ani. Sunt foarte mari emoții. Nu a fost deloc ușor. Am început să particip la aceste competiții cu un an în urmă. În acest an, de 2 ori, am obținut locul 1 în Ceadăr Lunga. Calul are 4 ani și facem antrenamente zilnice pentru rezultate bune. Bucurându-se de timpul frumos, sute de oameni din mai multe localități au venit să urmărească spectacolul. Am venit cu părinții și fratele. Este foarte interesantă această competiție. Ne place foarte mult. Noi am avut un cal și suntem iubitori de aceste animale. Competiția de hipism a fost organizată de Primăria Orașului în parteneriat cu Asociația Sporturilor din Comrat.